Salutare tinerilor și bine ați venit la un nou video pe canal. Astăzi am să încerc să vă răspund la întrebarea din titlu și anume de ce nu mi se încarcă anumite clipuri de pe YouTube, Netflix sau eu mai știu ce serviciu video la rezoluția pe care o vreau eu pe datele mobile. Ne referim strict la datele mobile, nu la Wi-Fi, că la Wi-Fi n-ar trebui să fie nicio problemă, ar trebui să vă meargă pe cea mai mare rezoluție pe care o suportă telefonul vostru. Astăzi mă refer strict la datele mobile și am să vă dau și o soluție în cazul în care uh, nu vă merg datele așa cum trebuie pe 4G+. Uite, și eu în momentul de față sunt conectat tot pe 4G+. Pentru puterea exemplului am Vodafone, dar se întâmplă același lucru și la celelalte rețele, pentru că în perioada asta lumea stă acasă din cauza coronavirus și rețelele sunt stresate la maxim, sunt foarte mulți utilizatori care le accesează și viteza la internet scade treptat, 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 până ajunge la un minim istoric, dacă aș putea să spun așa. Eu am 4G+, ceea ce ce înseamnă că două uh, frecvențe sunt, uh, sunt, folosite în momentul de față ca să ofere acest 4G+. Plus și ar trebui, în teorie sau pe hârtie, ar trebui să am minim 20-30 de megabiți uh, viteză care mi-ar oferi chiar și, cred eu, 4K fără probleme. Bineînțeles, nu suportă telefonul 4K pentru că nu am un display 4K să pot să urmăresc conținut 4K de pe YouTube. Dar un 1440p ar fi trebuit să-l văd fără probleme, fără buffer cu 4G+. Dar din păcate nu se întâmplă acest lucru și va trebui să vă arăt ce se întâmplă. Hai să vedeți care este treaba, să nu mai lungim vorbăria. Pingul este foarte bun. Este, cu cât pingul este mai mic, cu atât este mai bine, pentru că datele, conexiunea între telefonul meu și server se face foarte rapid, datele vin rapid, adică comunicarea este foarte rapidă, dar banda nu este suficientă astfel încât să vină, să vină conținut video, da? poze și chestii micuțe mărunte ar trebui să vină foarte repede, chiar dacă am 1.36 MB, dar conținutul video care la mănâncă foarte multe bandă, nu o să-mi funcționeze, adică o să-mi funcționeze, dar o să fac într-una buffer sau cred că cu această cu această viteză aș putea să urmăresc un maxim 240p pe YouTube, da? Vedeți și voi, uploadul stă un pic mai bine, ceea ce înseamnă că poze pe Instagram pe astea aș putea să încarc mai rapid decât le-aș descărca. Fiți atenți că acum am o, o propunere pentru voi. Hai să trecem un pic în settings, da? Ne ducem și noi în settings și o să mă duc pe conexiuni, pe rețele mobile și am să trec simul pe 3G și 2G. Haideți să vedem ce se întâmplă, așteptăm un pic să facă conexiunea cu 3G-ul, să apară H+, ok, hai să găsească și serverul, hai, 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 găsești și serverul, nu-l găsești, hai că o să-i dau go și probabil că atunci o să-l forțez să găsească și server, văd că nu-mi găsește server, nu înțeleg ce se întâmplă. Hai că l-a găsit și acum începe, începe testul. Pingul este un pic mai mare, dar vedeți și voi că download-ul stă ceva mai bine sau mă rog, stătea ceva mai bine. Da, download-ul stă un pic mai bine, adică cam un mega diferență. voi s-ar putea să aveți mai bine decât mine. Voi s-ar putea să aveți mai bine, a urcat spre 3 mega. Dacă să mai forța un pic, cred că ajungea și la 4. Upload-ul o să fie mai slab decât pe 4G, dar pingul este mai mare, este cu mult mai mare. Ceea ce înseamnă că 3G-ul aș recomanda în momentul de față, dacă vă funcționează bine, pentru conținut video, pentru că acolo accesează doar o singură dată clipul video și după aia îl descarcă să folosește banda de net. Iar pentru browsing, pentru chestii din astea mărunte, gen să intrați pe site-uri sau să vă uitați la poze pe Facebook, Instagram sau chestii din astea care sunt uh, mici și multe, V-aș recomanda pentru Geo pentru că ping-ul este mai mic și conexiunea cu serverele, serverul, serverele se va face mult mai rapid. Da, deci vor comunica, telefonul vostru va comunica mult mai rapid cu serverul și vor veni, te, în teorie, ar trebui să vină mult mai rapid informația sau pozele către telefonul vostru. Da, deci asta ar fi, adică ați văzut și voi, aveam unul și un pic acolo, megabits, pe 3G am un pic mai mult. Nu e excelent, adică sunt, sunt momente când depășesc 10 de mega lejer, dar acum fiind această pandemie și fiind foarte mulți care accesează aceste, aceste date mobile, Vedeți și voi ce se întâmplă, de aceea dacă aveți cum să folosiți wireless, folosiți wireless ca să uh, nu vă doară capul. Da? Dar dacă nu ajunge wireless-ul și nu ai alte soluții și ești nevoit să folosești datele mobile, încearcă să-l treci pe 3G. Poate îți va funcționa mai bine, în special clipurile de pe YouTube sau Netflix sau ce urmărești tu, HBO Go sau mai știu eu, ce alte servicii de video mai ai tu instalate prin telefon. Cam asta a fost clipul, sper că ai înțeles. Eu, da, vorbesc mult, am și primit recent un comentariu de la o fată, îmi spunea că, boi da, mult mai vorbești. Da, vorbesc mult pentru că încerc să vă explic, da, vă uitați și voi aici, încerc să vă explic despre ce e vorba, cum funcționează treaba și sper că v-am lămurit. Dacă aveți întrebări, rubrica de comentarii vă așteaptă, bineînțeles. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să lași și tu un like, un share neapărat ca să vadă și alți prieteni pentru că youtube dă notificări doar când vrea mușchiul lui și neapărat un subscribe acolo cu clopoțel, poate primești notificări, cine știe, poate ești dintre unul norocoși, dintre norocoșii care primești notificări și ești și păcat să ratezi această ocazie. Ești deja, e o acolo, ești, te simți mândru că tu din toată comunitatea primești notificări. V-am pupat să aveți o zi superbă!